Acesta este mecanismul unui ceas de șemineu marca Hermle, VHS, Enchon, Hermle. Aici este și carcasa lui. O carcasă foarte frumoasă, cu intarsii. Bronz. La fel și cadranul este din bronz, cu numere din porțelan. Mecanismul cum este la un banc de verificare și reglaje. S-au făcut curățarea lui și ungerea și reglajul care a mai trebuit. Și acum o să vă arăt cum bate. Bate pe două clopoțele cu două ciocănele. Aici sunt două clopoțele suprapuse. Bate la jumătate și la fix. La fix bate de atâtea ori cât indică ora. O să comand aici bătaia ca să o vedeți cum bate. Bătaia se reglează îndoind aceste sârme la ciocănele. Mai, dacă vrem mai fină, mai îndepărtăm ciocănele. Dacă vrem să fie mai tare, mai le apropiem. Eu am reglat așa că m-am crezut eu că e mai bine. De aici e numărul de bătăi. Această pârghie cade pe această roată milcată, are 12 decupaje, această rotiță cade aici, ia ora și funcție de unde cade atâția dinți. Va trebui să ia această piesă, acest acușor, care prin rotire tot ia câte un dinte și bate de atâtea ori câți dinți a luat. Mecanismul este foarte reușit, nu a avut uzură, adică aproape ca noi. Poate nu prea a funcționat la vechii proprietari. Acum funcționează foarte bine. Urmează să facem filmare și când va fi în cutie. Ceasul acesta de șemineu, marca, cum am mai spus, Hermle, este din anul 1980, cu un furnir foarte plăcut, cu intarsii, de flori. Cu bronz, mânerul bronz și aceste ornamente sunt din bronz, mâner rabatabil, cadran de bronz, la fel ușa de bronz și acest ornament de bronz. O să arăt și spatele, ușiță de acces, acolo am pus jos cheia. Poate fi păstrată chiar acolo. Aici este marca VHS, deci Franz Hermann Enchon, și deasupra marcii e bătut standard 80, deci anul de fabricație. Nemțesc. Bătaie pe două clopoțele, cum am spus și am arătat. O să mă împărt în jurul ceasului, să mai să vedeți și laterala asta. Și o să mergem să ascultați cum bate acum, după ce l-am montat în cutie. Deci la jumătate bate o dată. Și o să dăm. Și o să închidem ușa.